Ok, de salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt 007 Mario și astăzi sunteți alături de mine la un nou episod de pack opening. Hai să începem cu primul pack. Am făcut acel Future Star. Oh, e walkout din prima. Future Star, nu știu cum, mă rog. Este normal, este Keylor Navas. Keylor Navas, bun. Așa. Și niște player pe aici. Bum, bum. M-ar ajuta foarte mulți playeri high rated, pentru că sincer aș vrea să-l fac pe acel Pogba. Da, de unde 1 milion și ceva? Sincer. Borți, Mandanda, da. Este Steve Mandanda. Nu prea am de unde să-l fac. De fapt, stai mă, că îi țin aici. Așa. Mega Pack și după două premium Electron Players Pack. Walkout din Mega Pack. Oh, Team of the Season. Hai, te rog, cu ceva bun englez. Goalkeeper, aoleu. Henderson. Pot să zic de acum că nu cred că se vinde. Bun, 4 squad fitness-uri o să mă ajute să acum să termin weekend league cu bine. Gen, fără să mai cumpăr squad fitness-uri. Să-i că mă uit dacă costă ceva. K, bă, practic se dă. Nu știu cum să vă zic, îl pun la 12. Restul un club frumos. Și două prime Electrum Player Spec. Hai, te rog, cu walkout. Nu este, nu e nici Quartz, cred. Wow, ce pe bun. Și ultimul Prime Electrum Player Spec. Nu este walkout. Am primit două walkout-uri din 5 pack-uri. Ok. Da. Revin cu imediat cu alte pecuri.
viață, păi mi-au luat alea. E Bă, nu știu, nu periculos. știu. Dă-i să vă că de la meu. Nu fac. Hai să vedem ce pică. Începem cu asta. Nu e walkout. Mandan zi așa. Așa. Cred că se vând toți de aici, așa asta. Și asta, și atât. Așa, și Triangle Player Spec. Walkout. Toți. Senegal, Striker, Diane. Da. Încă o dată pică Diane. Cât costă? 55 de K top. Și Balotelli. Bine. Am făcut rost de un rar mega pe care să-l deschidem. Nu e walkout, nu cred. Top. Iar Amendi? Nu. Mai e Roman Trigueros. Draftul da, forță și două, un long pack și un contra pack. Bă, măcar mi-a dat draftul da. Ia. Asta contracte. Și asta cu loan-ul. Nu pure. Da, cu fraier. Top. Da, băi băieți, am făcut Silver 2, am fost la o victorie de Silver 1. Dar n-am avut ce să fac, am avut și junior, sincer. Pentru că nu-i normal, frate, să stea gold în offside, știi, la mine dacă e un offside mic să-l vadă imediat. Sau să primesc 3 goluri, cred, prin șuturi trecute prin una portarului. Sau să primească adversarul penaltiuri în care eu n-am apăsat niciun buton ca să fac de gen e prea iurea. Da, mă rog. Normal, nu de nimic. Măcar de un board. Subasici nu mă scrici. Așa, mă zici. Sin rest nimic, efectiv. Da. Da, băi, băieți, cam asta este echipa pentru Team of the Season Player Pack. Am cumpărat Cruze, Haller, Mathieu și ăsta, João Moutinho. Rest player din club și hai să deschidem cam 90.000 așa am dat. De fapt acolo. Hai să vedem.
E bine că e repetabil, dar de unde bani? Haide, te rog, cu ceva bun, te rog, cu ceva bun. Workout bun, 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 bun. Aoleu, atal sau nu știu cum, mamă. Vai de capul meu. Mamă. Uite ce m-am chinuit eu pentru atal. Perfect. Da, băi, băi, ți-am făcut aceste două becuri de la voting și de la, nu știu ce, electronic final, grand final, nu știu ce, cacat. Da, era cu 5 englez, mă rog, nici măcar Borg bătaie de joc, așa. În cocu și bebu. Hai, next. Nu se poate nici de aici din Evoca. E Man of the Match, nu e Europa League, este Tsigankov. Tsigankov, Europa League, care cel mai probabil nu se vinde ea. Și Mandzukic încă o dată. Ia să vedem. Tsigankov. Tsigankov 82. 10K 500, hai că îl dau la pixel. E ok, am scos și noi 10K. Hai că revin imediat. Nu cred, nu cred, nu cred. Nu cred, deci îmi pică Alexandra Lacazette, care zilele trecute era pe puțin un milion. Sper măcar să fie 900 de mii ceva pe acolo. Nu cred, deci nu cred, deci nu cred. Bă, deci nu cred. Lacazette costă în acest moment. Haide, dă-te în gât, tu mătii. 280 de mii. Păi ce facem, bă? 280 de mii. Și ia uite și tu. Era un milion acum o săptămână, să moară. Păi îl țin la club. Îl țin, va fi titular. Bă, dacă pica și el acum o săptămână, ce bine era. Oh, și Kostic! 2! Oh my god! 2 Team of the Season! Ce pec! Ce pec! Ce pec incredibil! Ce pec! Oh my god, cât bulan pot avea, băi, băieți! Ce pec! Ce pec, bă, bă, n-ai cum! Cum băi să-ți pice așa pec? Cum să ai bulanul ăsta? 2 Team of the Season și starteri! Din rar Electrum Player Spec, incredibil, incredibil. Incredibil. Și atât. E incredibil, se vede, bă. Se vede ca în bula, n-ai ce să zici. Dă-te, bă, de aici. Nu dai cu mine, bă, nu dai cu mine. Bine, bă, băiatule, ce pe ăsta, dacă e mai e, e sub 50.000, vreo 25.000 pe acolo. A bine, frate, forță, prea forță pe cu. Bine, bă. Am zis să-l deschid că poate pică vreunul de la Bayern. Că nici cu 16.000 nu pot să cumpăr un player de la Bayern. Dar cât bulan când am văzut francez și când am văzut Arsenal să nebunesc, bă. O să fie acolo titular. Nu știu ce o să fac și cu Richarlison, sunt greu de decis. Mă rog, o să-i schimb un meci, o să-și vrea ce unul, unul celălalt. Dar nici ăsta nu se poate, nu se poate juca titular. Dar mă rog, o să vedem noi.
Încă unul, încă unul, incredibil. Back to back, Izo ăsta nu se vinde, dar nu-i problema. Ăsta i-a picat și lui Alex ieri, parcă sau al alteri. Încă unul. Încă unul, incredibil, încă unul. Încă unul. Încă unul. Incredibil, băi, băieți. Cum, băi, să ai atâta bulan? N-ai, bă, cum, n-ai, cum. Prea OP pe curile astea de la Marquee Matchups. Prea OP. Și dă Alex mesaj în continuu, așa. Prea OP. N-ai, bă, cum să ai atâta bulan. Pack to pack. Team of the season starter, frate. Parcă nu se vindea. Din câte știu eu. Nu se vinde, bă. Dar o să-l listez până se vinde. Mă rog, probabil săptămâna viitoare o să se scumpească sau peste două săptămâni. Măcar cu 50 de K acolo. Dar na, ce să zic, bulan. Da, păi băieți, am revenit cu restul pack-urilor. Haide să începe premium gold pack, că aici sigur nu va pica nimic. Este clar că nu pică. Nici măcar board. Mi-a picat fața, dar mi-e de ajuns, frate, mi-e de ajuns. Gen, serios. E chiar de ajuns. Nici de aici nu pică, dar e de ajuns. Efectiv, e prea mult. Doi team of the season într-un pack. Și ăsta de la dorm bun. Și ăsta aici, așa e perfect. Și ultimul rar player spec. Am mai deschis unul acum ceva zile, dar nu mi-a dat nimic. Walkout, 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 walkout. Team of the season, haide cu Ronaldo. German. Oh, da Costa. Da Costa și da Costa. Mamă, și da Costa. Și da Costa. Bine. Ce pecuri, ce pecuri. Ia să vedem dacă mai este ceva. Da, cu ăștia și... O, cu Ocea, bun. Ocea. Pardon. Bă, nu toți la QXL, mă doare capul, ce ai făcut? Bă, ia uite Tolisso, 10.000, bă, de fapt, ce 10.000, 15.000, bă, gameș, gura în gura lui. Ia uite și tu cât m-am chinuit să iau. 15.000 pun, a, 10.000, că e maximum. Și s-a dus. Ăsta la QXL. Și ăsta pe transfer, și ăsta pe transfer, și ăsta, uite-l pe ăsta de la Benfica. Și cam atât. Bun. N-ai, bă, cum, n-ai cum, nu dai cu mine, frate, nu dai cu mine. Da, băi, băieți, deci practic m-am cam riscat și am luat un icon și le-am pus la Clivert. Și nu e... E walkout, e walkout, e walkout. Europa League este Pedro. Și așa, nu vrea, nu prea aveam ce să fac cu banii. Pedro Europa League nu cred că costă. 15.750. Și... Oh, ce pec! Ce pec! Gabriel Jesus! Oh my god, ce pec! Și Tolisso, mamă, ce pec! Ce pec! Ce pec! Holy moly, ce pec! Prea OP pe copălingul ăsta.
Deci Pedro nu se vinde cu Excel. Jesus. Ăștia doi clar nu se vând. Gabriel Jesus, haide. 54.500. A, deci nu se vinde. Dar totuși îl listez. Să fie. Așa, Perin. Probabil vă enervează că îi listez acum, da, mă rog. Sper să nu vă supărați. Da, știi ce? Îi listez după. Prea forță, băi, pe cuponingul ăsta. Listăm tot ce e aici, bum, bum. Bum, și cam atât. Ia, în spate avem ceva? La duplicată. Asta. Bun. O, măcar am scos și noi acolo, de-o pâinică. Revin imediat. Da, voi băieți, deci practic asta a fost episodul. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. Și practic vreau să zic că am făcut și SBC-ul Marky Matchups la Alex și nu mi-a picat decât un fucking board din tot. Deci să vedeți că eu am bulan. Da, voi băieți, asta a fost episodul. Mulțumesc pentru vizionare. Eu am fost 007 Mario. Pa!